La 89 de ani, următorul meu invitat a cucerit 3 medalii de aur, 3 de argint și un titlu de neprețuit. S-a întâmplat chiar săptămâna trecută la concursurile internaționale de not din Cipru. Îi invităm în platou pe campionul Dan Emil Stoienescu și pe antrenorul lui Marin Bogdan. Vă rog! Domnule, ați venit aici pe canapea, ați venit. Când? Acum 2-3 săptămâni. Da. Acum 2 săptămâni. Cam așa, înainte de competiție. Da. Domnule, ați zis că vă duceți la competiție și că dumneavoastră vă întoarceți cu trofeul, da? Da. Și v-ați întors, domnule, cu trofeul. M-am întors cu trofeul și... Deci eu vreau să le spun oamenilor că domnul Emil Stoienescu are 90 de ani. Aproape. Da. Încă nepliniți. În februarie împliniți. Da. 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 Da, nu, februarie faceți 90 de ani. Da. Doamne, și v-ați apucat de not, că mie asta mi-a rămas în cap data trecută. Da. Pe la 60 de ani. Nu, chiar mai încoace. 70. Mai încoace. Păi când mai încoace? Că eu știu că a fost după problemă cu firma, cu... Ați avut firma cu distribuția de ziare și de presă? Da. Și după ce ați ieșit la pensie, da? Da. După și după aia v-ați apucat de not. Când? La câți ani v-ați apucat? Acum 3 ani. Haideți, dumneavoastră, cu 3 ani și nu știați să notați deloc? Știam să notați, dar nu de performanță. Adică nu pe culoare, nu cu cronometru, nu. Adică dumneavoastră la 86 de ani v-ați apucat de profesionist. Așa, da. El poate să garanteze. Și rezultatele au crescut cu fiecare an. În primul an de-abia am luat o medalie. În anul 2 s-au mai mulțit. Iar acum nu mai vorbesc, numai acum. Am 8. Deci acum... Nu, sunt 6 la concursul ăsta din Cipru. Deci la concursul ăsta din Cipru, nu? Din Cipru, da. Deci ați luat 6 medalii. 6 medalii. 3 de aur, 3 de argint. Păi stai, domnule, că nu înțeleg. Nu se dă de obicei o singură medalie când participi undeva? V-au dat 3 de aur, 3 de argint. Păi da, în funcție de probe. Ați fost la 6 probe? 6 probe. Păi, două încolo de treabă. Păi stați un pic. Deci ați luat aur la ce? Câți metri? La... Noroc, Doamne ajută. Asta nu tagreta în spatele camerelor de filmat. Da. Deci la cât ați luat? Am luat la 100 de metri. 100 de metri, deci da. Deci 50 de metri. Și 50 de metri. 100 de metri spate? Da, 100 de metri spate. Și 100 de metri braț. Și 100 de metri braț, da. Exact. Domne, perfect. Iar astea de argint? Iar astea de argint m-am întrecut cu un ucrainean. Partea proastă, care a fost? Era câți ani curs... ucraineanul? Mai tânăr puțin, cu 3 ani. Da. 87, mi se pare. Da. Deci mai tânăr cu 3 ani. Contează mult de tot. Bineînțeles. Sigur că da. Partea proastă, care a fost? La 50 de... El era specialist în free, în crawl. Da. Și s-a înscris și la bras. La braț, fluierul ăsta... Startul competiției, da. Arbitru, fluieră, eu sar în apă, că nu mă lasă să sar de pe... De pe bloc start, bloc. Noi facem startul de jos, dacă e mai sigur pentru problema. M-am lăsat jos și am așteptat semnalul. Așa. La un moment dat, fluieră, pe locuri fiți gata... Și unul sare înainte. Greșit. Sărise greșit. S-a furat startul. A furat startul. Unul și eu, obișnuit de la atletism, stai, domnule, zic că dacă a furat startul, să se... Exact. De unde? Și el zice, fugi! Haide! Da, exact, așa am strigat, da. Așa, hai. Din cauza asta n-am putut să-l bat, care a fost o mare, mare dezamăgire. Domne, ați luat 6 medalii în Cipru. Și premiu special, că ăla e cel mai valoros. Premiu special. Premiu special pentru... Pentru cel mai vârstnic concurent. Cel mai vârstnic concurent. Aproape 90 de ani, domnul Emil Stoienescu, oameni buni. Jos pălăria. Da. Acum vreau să vă întreb ceva. Data trecută când ați venit aici la emisiune, mi-a spus în felul următor, că dumneavoastră aveți un fel de pariu cu Bogdan, care câștigă mai multe medalii la următoarea competiție. Câte medalii a câștigat Bogdan? Să vedem.
Din păcate, 4. A fost mai tare. Înainte unul bătuse el. Deci, mă porți celălalt eu. Lupta continuă. Lupta continuă. Bogdane, felicitări. Mulțumesc. Pentru că tu ești antrenorul domnului Emil. Pentru mine e o satisfacție că în total avem 10. Deci, împreună sunteți echipă de 10. Da. Să știți că au fost 21 de concurenți din stat, din națiune. 21 de țări și mult mai mulți concurenți. Dar a mai fost unul român? Nu. Noi deci, doi am fost singurii concurenți în România. Noi doi cu 10 medalii. Doi români s-au dus tată și au luat 10 medalii. Bogdane, cum e să fii la antrenament cu domnul Emil de fiecare dată? Competitiv. Da, da. După cum vezi, trag tare să vin din urmă eu acum. Da. Dar știți care e toată povestea? Că sunt mulți oameni... Uitați, ieri l-am avut alături de mine pe Badea Ștefan. Un alt om, mie care îmi place foarte tare, are 101 de ani. 101 ani. Demne, știți cum se mișcă? Și cum îi merge mintea? Incredibil, fabulos omul, Badea Ștefan. Îl iubesc, efectiv. Și din asta îmi place foarte tare. Și vreau să vă întreb, de unde vă găsiți atâta motivație? Pentru că sunt mulți oameni care ajungi la o anumită vârstă, mă doare spatele, mă doare închietura, mai bine stau acasă, nu mă mai mișc. Nu, întotdeauna mi-a plăcut competiția, tot ce făceam cât mai bine, cât mai mult, mă rog. Da. De exemplu, am făcut și dactilografie din cauza că am fost dat afară din facultate, nu știu ce, și ca să pot câștiga, da. Așa, m-am apucat de dactilografie. E, și acolo, la fel... Care bate mai repede. Da. Exact, da. Erau unde m-am angajat la sectorul de studii și proiecte pentru primul canal Dunăre-Marea Neagră. Așa. Și erau vreo 25 de fete acolo. Ei, aflați că eram primul la bătut. Lăsați că erați primul la bătut pentru că vreați să vă admire fetele. 25 de fete, domnule Emil. Da, mă rog. Domnule, felicitări, sincer, acum din toată inima sunteți foarte tare și spuneți-mi ce urmează pentru anul. Pentru anul? Mă rog, baremul pentru campionatul mondial l-am făcut. Deci vă duceți la anul? Anul e campionatul mondial? Da. Lângă Seul, mai jos Seul. Puțin. În Seul aveți? Nu Seul, e o localitate din Coreea de Sud. Și când plecați? În vară ar trebui să... Nu, până în septembrie. Și aveți sponsori? Aveți cineva? Cine vă ajută? Deocamdată... Încă nu ne așteptăm singuri deocamdată. Nimeni? Mă rog. De unde ați luat 10 medalii pentru România, nu? Că scrie acolo... Da, păi și pe legitimațiile noastre apare România, da. Și România. Pe tabela de start, asta mândri că putem să facem asta. Da, uitați, ăsta e darul meu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Știți cât m-am canonicat să scot așa ceva? Domnul Sănescu, o să... Da. Chiar vă mulțumesc mult, dar o să vă rog să însemnați ceva pe ea ca să mă motiveze, să mă duc naiba la sală, să mă duc să înot, să fac sport, că am început să mănânc toată ziua și uite, nu mă mai gândesc la sănătate. Da. Uite, pentru asta vin și eu cu un cadou mic, ai o cască și niște ochelari de la noi. O parte din echipament care să te motiveze să vii alături de noi. Domnul Stăinescu cu cupa, ca să o atingi tu la un moment dat. Deci, domnul Stăinescu, când vă duceți la not? În fiecare zi? Cam așa. Aproape. Da. Vreau să-mi pun ochelarii, dar gata, mă apuc și de not. Domnul Stăinescu, stați domnule un pic așa. Dumneavoastră mi-ați adus cadou, dar stați să caut pe aici un marker. Stai că avem mai furculițe și cuțite. Da, avem și markere aici. Deci vreau să-mi scrieți ceva pe asta, pe cupa pe care mi-ați adus-o. Nu acum, când termină momentul. Da. Ceva care să mă motiveze și să mă duc, domne, să not. Și știu că unul dintre torturile dumneavoastră preferate este acesta. Așa că un campion, un campion merită un tort. Ce frumos. Este pentru dumneavoastră. E superb. Să știți că este un tort făcut de o prietenă de-a noastră. O prietenă foarte bună, Florența, care gătește senzațional. Și să știți că este extrem de gustos și cu drag. Am vrut să vă fac o bucurie. Mare. Da? Nu că mi-a spus. E tortul dumneavoastră preferat. Perfect. Vă mulțumesc mult. Mulțumim. Bogdane, te rog frumos să-l transporti tu. Avem cutia în spate acolo, să-l împachetăm. Mulțumim. Oameni adevărați, oameni care ne inspiră și care ne fac să ne dorim să fim pe zi ce trece mai buni și mai buni.